Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vom testa un alt amplificator în clasă D cu CS8673E. Ciudat este faptul că pe AliExpress, de unde am cumpărat eu kitul, ne spune că poate ajunge la o putere de 80W, apărând ca fiind peak power, adică putere de vârf. De asemenea, și pe datasheet ne spune că poate ajunge la puțin peste 80W, cu distorsiuni de 10%. Cam așa arată kitul, venise cu acest condensator electrolitic de 470 de microfarazi, smuls aproape complet de pe PCB, a trebuit să îl pun la loc, atât cât m-am descurcat și eu. Aici avem intrarea, audio, funcția de mute, GND și mute, practic faci scurt între cele două contacte și activezi funcția de mute, bineînțeles filtrul la ieșire, deoarece este un amplificator în clasă D. În zona aceasta avem alimentarea, VCC, și ieșirea. Și spatele, vezi, domne, ca să ne demonstreze că este un amplificator de putere, avem și trasele mai bine definite. Avem cuprul descoperit și cositorit în zona aceasta, așa că putem și noi să cositorim mai mult. Bineînțeles că o să fac și eu lucrul acesta, ca să fiu sigur, deși, ca să fiu sincer, sunt cam sceptic în privința ce spun ei cu 80W, dar testul de azi ne va demonstra dacă e adevărată puterea respectivă sau nu. Dar până la urmă este cu distorsiune de 10%. Noi nu o să împingem atât de mult kitul. De asemenea, nu știu dacă îți va supraviețui dacă ajungi la puterea respectivă. La 24V alimentat pe 4 ohmi. Cu integratul acesta micuț, cam de aceeași dimensiune cu PAM 8403 de 3W pe canal, nu, sunt cam sceptic, ca vă spun sincer. Să cositorim mai bine traseele acestea. Intrarea acestui kit e diferită față de altele, în sensul că putem să alegem dintre două moduri, intrare balansată și nebalansată. În cazul meu nebalansată pentru că nu am ieșire balansată. Minus trebuie să unim la GND și plusul singur. O să explic eu într-un clip separat care-i treaba cu intrare balansată. Deocamdată nu e acesta scopul clipului de față. Conductoarele și cablul audio au fost lipite. Pentru testul pe muzică vom alimenta montajul la 12V. E alimentat. Buzzer nu se aude. Singurul buzzer după aici este transformatorul meu din sursa de laborator liniară. Acesta a fost testul pe muzică, sună ok pentru urechea mea. Să efectuăm testul privind răspunsul în frecvență. Am alimentat kitul la 12V cu aproximație. Ca sarcină vom folosi două rezistoare în paralel de câte 8 ohmi fiecare. Asta înseamnă că vom avea 4 ohmi. Pornim generatorul de semnal. Reglăm la 1 kHz cu aproximație. 1 kHz. Și vom regla 12V vârf la vârf, pic to pic. Deci vom folosi măsurarea aceasta de 12V vârf la vârf la frecvența de 1 kHz ca reper. Să mișurăm frecvența la 20 Hz. La 20 Hz se vede că avem o atenuare, avem tensiune vârf la vârf de 9,7 V. Să creștem frecvența.
Observăm că începe să-și revină. Avem 11,5 volts vârf la vârf și își revine aproape complet. Avem frecvența de 220 de Hz cu aproximație și e în regulă. Să creștem mai mult. Aici este liniar, este în regulă. Am depășit 1 kHz. Am depășit 2 kHz. E aproximativ liniar. 3,6 kHz și se vede o ușoară atenuare. 4 kHz am depășit. 5 kHz și începe să atenueze ușor. Deja la peste 7 kHz se atenuează spre 11 V la vârf. Nu e foarte mult, dar este o atenuare. 10 kHz și scade tensiunea vârf la vârf până la 10 V. 12 kHz, 15 kHz și vedem că a scăzut la 9 V vârf la vârf. 18 kHz, scade la 8,5 V vârf la vârf. Și la 20 de kHz, aproape de 8 V vârf la vârf. Da, există o atenuare pe frecvențe medii înalte. Pe undeva peste 2-3 kHz, de la 2-3 kHz, începe să scadă treptat. Da, liniaritatea este așa, e spre bunicică, e ok. Dar, sincer, nu cam atenuează. Nu prea îmi convine. Pe în alte, nu prea e ok. Dacă nu ești pretențios, este în regulă. Acum depinde de fiecare persoană în parte. Iar acum să trecem la măsurarea puterii pe 4 ohmi și pe 8 ohmi. Am alimentat kitul la 12 volți. Să vă arăt. Aproximativ 12 volți. Să reglăm generatorul de semnal la 1 kHz. Da, aproximativ 1 kHz. Să mărim semnalul. Deocamdată se comportă bine. A intrat în clipping. Aproximativ 22 de volți vârf la vârf. E călduț, nu frige. Am deconectat un rezistor pentru a măsura puterea la tensiunea de 12 volți pe impedanță de 8 ohm. Mărim semnalul pe intrare. A intrat deja în clipping, undeva pe la 23 de volți vârf la vârf. Am alimentat kitul la 24 de volți, stați să vă arăt. Aproximativ 24. Prima dată vom măsura pe impedanță de 8 ohmi, apoi pe 4. Generatorul de semnal a fost pornit. Să mărim semnalul. Am pus și radiator, sper să nu fie nicio problemă. Să vedem mai departe. Se ține bine până acum. Și a intrat în clipping. Avem aproximativ 46 de volți vârf la vârf. Iar acum testul pe 4 ohmi la tensiunea de 24 de volți. Și acum vine partea în care mă întreb oare dacă va rezista cel integrat. Temperatura e ok? Da, e ok. Și a intrat în clipping. La aproximativ, hai să spunem 44 de volți vârf la vârf. În sfârșit am calculat și puterea la tensiunea de 12 volți, 24 de volți pe impedanțele de 4 ohmi și respectiv 8 ohmi. Să fiu sincer, sunt impresionat, nici nu mă așteptam să depășească, înainte să fac testul, să depășească 10-15 W. Chiar eram așa de sigur că nu va depăși acea putere. Acest kit poate ajunge, da, pe durată scurtă de timp, 60 W RMS. Da, acest kit, acest integrat micuț,
are această putere. Însă recomand a nu se folosi la 24V pe impedanță de 4 ohmi. Un 8 ohmi, da, dar cu un radiator, punând pasă termoconductoare între radiator și integrat, adezivă, înseamnă că trebuie să lipească pe el. Și cred că ar fi suficient. Pe 8 ohmi e cât de cât în regulă. Am ținut la cam 80% din putere și abia după cam 5 minute începea să frigă radiatorul. Cam aici să termin acest clip privind testarea unui kit cu CS8673E. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!